Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Suntem europeni, avem drepturi, dar până... Mă rog, la... și ceva obligații, da. Da, poliția germană a tras pe dreapta armata română, la propriu, o coloană... Era ceva aplicație. Parcă s-a mai întâmplat asta acum. Nu știu. Multă vreme. Serios? Câteva zeci de ani. Nu ne-au mai tras pe dreapta. Nu mai tras pe dreapta. Da, lasă, atunci a fost destul de neplăcut și în principiu atunci rușii ne-au tras rău de tot pe stânga. Dar nu ne-am văzut. Bun. Mă rog, acum era o aplicație cu soldați români prin Germania. Și o coloană de transportoare blindate. TAB. Că dacă zici aplicație, era o operațiune ceva. Ca, da, ca aplicație, acum toată lumea se gândește la telefon. Da, nu, o operațiune de asta, militare. Ceva exercițiu. Și au plecat cu taburile, alea în care l-au băgat pe Ceaușescu, pe unde au plecat? Cu posul, cu nu știu, toate taburile noastre. Non-euro. Non-euro, da? Transportoare blindate tip TAB aparținând batalionului de infanterie Șoimii Carpaților. Mama. Deci Șoimii Carpaților și-au luat tehnica militară. Băi, trebuie să vă spun asta. În lume. Da. Deci aș vrea să vă spun. Bun, imediat vă zic cu taburile. Așa cum vă puteți imagina, au avut o problemă pe autostradă, i-a tras pe dreapta poliția germană. Dar vreau să vă spun cum e. Acum e o să aminte. Eu am făcut armata pe vremea lui Ceaușescu. La un regiment de transmisiuni. Regimentul de transmisiuni al armatei întâi, unitate de elită, de acolo se dăduse indicativul... Ce indicativ se dăduse, stejar extremă urgență la 23 august. Mai. Istorie mare, adică ce să spun, o mizerie. Adică eram ca la pușcărie acolo. Și a venit momentul unei aplicații. Toată armata întâi a Republicii Socialiste România a plecat în aplicație și regimentul trebuia să asigure comunicațiile aplicației. Toată tehnica, pe morse. Toate camioanele, voce și morse. Aha. Și toate camioanele, toate instalațiile, releele, nu știu, au plecat pe teren. Și mai era o, cum am zice astăzi, autoutilitară, o camionetă mică, rămasă de la ruși. Adică la propriu, era o camionetă făcută în al doilea război mondial, rusească, și rușii ne-o lăsaseră nouă. Înăuntru erau niște transmisătoare, ceva de genul ăsta, și asta era deservită de doi soldați și un sergent major. Aia, în principiu, erau, ce să spun, rezerva rezervei. Păi aia nici nu mai băga nimeni în seamă. Și au zis, bă, hai, merge și voi. I-au parcat pe un deal undeva și le-au zis, fiți atenți, voi aici rămâneți, dacă în caz că se strică totul, ceea ce nu se poate întâmpla, ne bazăm pe voi. Și s-a stricat totul. Adică toată tehnica făcută în România, tehnica de transmisiuni care trebuia să asigure transmisiunile armatei în tot exercițiul ăla, în trei zile au picat toate. Și ăștia săracii de ei s-au întors, doi soldați și un sergent major, cu niște cearcăne până la bărbie, mai slab cu vreo 5 kg fiecare, pentru că pe la ei a trecut tot traficul. Asta apropo de tehnica noastră de luptă. Și acum revenind la nemți. Coloana de blindate, taba batalionului de infanterie Șoimii Carpaților. Dar voi erați ceva, porumbeii de aur sau astea când erați în transmisiuni? Mai adică porumbeii de aur. Cum erau ăștia, Șoimii Carpaților? Da. Nu, pe vremea aia nu. Nu aveam existau numele. Astea, când armata s-a profesionalizat, a început să capete denumiri. Scorpionii, Șoimii, Vulturei, ceva lucruri de genul ăsta. Eu am fost Șoimii Patriei. Uite, stați-mă să zic cu asta. Deci, poliția germană, coloana intra în localitatea Brandenburg. Așa. Și a apărut ăștia, probabil mergeau cum merg soldații, treceți batalioane române, carpații, nu știu, deodată Nino. Vasis das. Vasis das. Da, das curgere. Vasis es passiert. Vasis es passiert. Das, das curgere. Es passiert. Da. Cum zici tu? Ce vrea ăștia, mă, Vasile? De ce ne-a tras pe drept? Un transportor blindat de-al nostru avea, citez, scurgeri de material lichid. Ceea ce sună foarte suspect, dar mă rog, armata, asta e, verificările tehnice, nu știu ce, au exclus posibilitatea să se scurgă ceva, au zis după aceea românii, dar uite ce să vezi și fiți atenți. Deci lichidul scurs pe carosabil a fost identificat, relatează ziarul Adevărul, ca fiind apă pluvială provenită de la precipitațiile abundente, nu știu ce, care a angrenat ușoare reziduri de natură petrolieră depuse în timp pe circuitul de drenaj al transportoarelor. S-a declanșat o extorsiune. Extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă care Vasis das? Acum am dus să-l caut pe... Nu, lăsați. Bă, deci, vă imaginați? Adică, bun, armata română spunea, mă, nu curgea uleiul din motor.
curge uleiul de pe lângă motor, știi că asta este. A curs, a plouat și de la ploaie... Le-a plouat în tabă. Da, ne-a plouat probabil în motor pe unde a plouat, pe nu știu, și de la aia, de fapt, nu ne curgea uleiul, zic, s-au făcut de râs, mai ales că aia, nemții ai dracu, au chemat pompierii. Și aceste scurgeri au fost curățate de către pompierii germani, cu autospeciale destinate acestui scop. Deci a curs ca lumea, n-a... Deci vă imaginați... Curat. Da, vă imaginați, poliția, în Germania, când vezi tehnica de luptă sau transport a armatei române, a Ministerului de Interne. Stai mă puțin, tehnică NATO, nu? Tehnică NATO, da. Când vezi pe aici prin București, sau pe unde mergi tu, știi? Cu mașina prin țara asta și trece câte un autobuz de la duce... Nu-i vezi, că dar nu-i vezi după fum. Mamă, este un fum gros. Eu am crezut că pe fum i-a luat. Nu, mașinile astea sunt exceptate de la rar. Adică ele nu trebuie să ducă să facă teste de noxe, nu știu ce, știi, armata, Ministerul de Interne, instituțiile publice, ei nu respectă legea care se aplică tuturor fraierilor în țara asta. Dar uite că afară nu le merge. S-au dus cu taburile, a început să curgă ulei, i-a tras poliția. Au avut ghinion că au și plouat. Și au venit pompierii să curețe pe acolo, pe jos, înțelegi? I-a făcut de râs în ultimul hal și după aia umilința maximă, i-a urcat pe trailere. Deci la ei, voi nu mai mergeți pe șosele noastre. Și i-a urcat pe trailere și s-au dus la aplicații sau unde s-au dus ei, pe platformă, ne? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.